Sunt în Cernăuți, unde am venit pentru a filma o serie de interviuri cu și despre românii din Ucraina, dar iată că hotelul la care stau este lipsit de electricitate din cauza bombardamentelor lui Putin, care au afectat sistemul energetic din Ucraina. Asta aduce Rusia lui Putin, evul mediu, ca mentalitate, ca brutalități comise și ca întoarcere la un mod de viață pe care nu l-am mai experimentat în România până în 1989, în perioada comunismului, în perioada lui Ceaușescu. Dar asta este încă o dovadă despre cât de sinistru este acest regim al lui Putin și despre cât de necesar este să susținem Ucraina pentru a învinge tirania lui Putin. Pentru că Putin compromite Rusia pentru încă 100 de ani, o izolează în fața comunității internaționale, o duce în sărăcie. Este limpede că va fi un impact extrem de dur asupra economiei rusești din cauza acestui război pornit de Putin în Ucraina. Iar asta va avea efect asupra vieții cetățenilor ruși. Ucrainenii, de fapt, luptă și pentru ruși, și pentru Rusia, pentru a o elibera de un asemenea dictator care și-a adus țara la dezastru.